n-a fost o centrare, ci o schimbare a jocului. Lovitură de cap și mingea se duce în poartă. Lovitură de cap, gol marcat de Mateo Sușić. Gol marcat de Mateo Sușić, minutul 86. Defensiva eroică acestei grădinițe de copii cedează cu 4 minute înainte de final. Lovitură de cap impecabilă a lui Mateo Sușić. Fundaș lateral înalt cu statură impresionantă. Iată aici mingea care traversează careul. Pereira, centrarea arată bine. Sușić trimite în plasa laterală. Vlad este neajutorat. Nu știe unde să stea ca să ajungă această minge. Dacă ieșea